Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am găsit la un episod, la un nou joculeț. De data aceasta vom încerca Guild Quest, dar înainte să începem noi episodul, vreau să menționez faptul că eu sunt, probabil deja știți că sunt un partener sau sunt în parteneriat cu cei de la Corsair, îmi mai trimite ei uneori produse, le mai fac eu review-uri, însă de data aceasta vă vor trimite vouă produse, deoarece organizăm un concurs împreună. Este vorba despre o tastatură K55 RGB, adică luminează în toate culorile. Am să pun și niște poze pe ecran și un mouse Harpoon Mice. Este vorba despre aceste două periferice, care eu cred că sunt destul de ok, sunt destul de bune, mai ales că le primiți gratis. Totul este gratuit. Probabil va fi ceva simplu ca să vă înregistrați în concurs, aveți linkul în descriere. Să fiți abonați la canalul meu de YouTube, să dați un like episodului, chestii de astea foarte simple, însă vă rog foarte frumos să fiți atenți cu ce e-mail vă înregistrați, pentru că voi alege câștigătorul în 24 de ore, iar el va fi contactat pe mailul cu care s-a înregistrat în concurs. Îl voi contacta acolo, îi voi spune că a câștigat și îi voi cere informațiile necesare unde să trimit coletul. Totul este gratuit, coletul da, nu costă nici transportul, nimic. Totul este gratuit, doar am nevoie de informații unde să vă trimit coletul. Am mai organizat câteva concursuri asemănătoare și cu băieții de la, cum se numește, Shakes and Fidget, am mai dat căști, am mai dat multe chestii. Deci, unii dintre voi probabil știți deja despre ce este vorba, dar ca și idee, un concurs foarte simplu, vă înregistrați în descriere. După ce am ales câștigătorul, vă contactez, îmi dați o adresă, un nume, un telefon, ceva unde să... Da, informațiile necesare să vină curierul la voi acasă, totul este gratuit. Hai să trecem la episod. Nu ne-am mai jucat de foarte mult timp un joc clicker. Au mai apărut între timp mai multe pe Steam, însă majoritatea primesc mereu review-uri negative, adică nu sunt jocuri bune. Însă acesta am văzut că a primit mai multe review-uri pozitive, deci oamenilor le place jocul. Nu știu cine mănâncă ochiul, pare rău. Mr. Doceo? You must be the new guild owner. Welcome to your first island. Luckily, here's already a guild hall installed here. Okay. I'll help get you up and running. Așa, bla 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 bla. Hai să începem. Deci, acum e un guild quest. Trebuie să facem quest-uri. Din ce am văzut eu așa puțin pe... Asta este baza noastră principală. Noi ne trimitem oamenii să facă diferite quest-uri. Și primim diferiți, da? Diferite sume de bani. Dar nu știu exact cam... Care e faza cu joculețul acesta? This is where you get to decide what kind of quest your guildians will go on. Deci aici alegi quest-ul, da? Vedem că ăsta ne dă experiență, lupa nu știu ce înseamnă și bani. Ok, alegem quest-ul acesta. Adventure quests are safe in that they don't cause damage and are worth more gold. Ok. And battle quests are dangerous because they will do damage to your guildians. Ok. Așa că hai să luăm asta, apăsăm X. Astfel, oamenii noștri se duc și fac un quest aici. And now your guild leaders will start working through the quest. Ok. Keep going and I'll see you at the end of this island, which will be your first boss encounter. Ok. Deci, acum ne trimitem noi oamenii să facă acest quest. Și ei primesc bani. Dacă noi dăm click aici... Nu. Pot să mai schimb quest-ul din partea asta? Deci pot să dau cancel. Ok. Acum, ce se întâmplă? Ei ne dau nouă niște bani. Avem 1000 și 4 bănuți. Hai să salvăm. A salvat? Ok. Aici este bara noastră de experiență, din ce văd. Însă eu nu înțeleg care-i faza. Adică... Woo! Guildens plus damage, plus defense, plus HP, special ability. Nu prea înțeleg care-i faza. Adică oamenii noștri se duc și fac bani. Ok. Dar ce facem noi cu banii? Întrebare. Adică... dăm upgrade. 15 bani. Pe noi avem 1000. Spawn time. Spawnează mai repede oamenii guildului în caz că mor. Fully upgraded. Și îl upgradează instant? Ia să vedem. Ok. Hai să mai alegem un quest. Să vedem care e faza cu acesta. Deci, nu știu exact. Nu ne-a explicat ce înseamnă lupa asta. Hai să vedem. Hai să-l luăm pe ăsta. Search the camp. Iar acum oamenii noștri se duc aici, după care în quest-ul 2. Da? Și continuă așa și fac bănuți. Interesant. Ce avem la settings? Full screen sound effect. Ok. Nu mă interesează. Bun. Putem să upgradăm aici? Nu.
Deci acum să înțeleg că e un joc al așteptări. Aha, deci când se completează asta, primim bani și experiență. Am înțeles. Ok. Al treilea, take me here. You must have quest 2, at least level 5. Quest 2 la nivelul 5? Pe poți oh, îi văd nivelul. Și dacă dau 10 bani, ce se întâmplă? Dăm upgrade. A, asta facem cu banii. Upgradăm quest-ul, dar doar ca să deblocăm mai departe și ne dă mai multă experiență. Oh, înțeleg. Aha, deci upgradăm quest-ul și o să ne dea în schimb mai mulți bani. Experiența etc. Ok, hai să mai facem un quest. Asta văd că dă damage, deci e o șansă ca oamenii noștri să moară. Hai să vedem ea. Questul 3. Aici se bat oamenii noștri. Oh, au câștigat. Și se întorc la bază și își refac viața? Ok, am făcut level 3. Și când faci level, cred că îți poți upgrada astea? Nu. Apare nu, ok. La questul 3, ia să vedem. Păi atunci hai să ne upgradăm primul quest la maxim. Și vor fi mai multe insule din ce am înțeles eu. Ok, dar acum dau click. Așa. Max level, ok. Hai să upgradăm și în partea asta. Și hai să upgradăm și în partea. A, uite, aici o să ne coste mulți bani. Și pot să deblochez încă un quest. Mă interesează, uite, ăsta e cel mai bun. Și rămânem deja fără bănuți. Ok. Și avem patru questuri. Trebuie să apere aici sau ce naiba fac? Ideea e că nu se bat. De asta se bate aici, da. Și asta e viața questului sau oamenilor cu care se bat ei. Și au câștigat, ok. Și după aia se duc mai departe. Ah, interesant. Aici arată și levelul. Ok. Adică, nu, e de apreciat faptul că este un clicker mai diferit. Adică eu n-am mai văzut așa ceva până acum. Ceea ce mi se pare interesant. Dar rămânem fără bani. Ok, și am făcut level maxim. Asta înseamnă că ne va da și mai mulți bani în schimb. A zis că după ce terminăm... Oh, defeat the boss troll. 150. Build Bunny Island. Max Bunny Quests. Complete Bunny Island. Nu știu dacă oamenii noștri vor reuși totuși să îl bată pe bossulică. Și nu-i se regenerează viața? Oh, înseamnă că o să-l batem până la urmă, nu? Da. Dar ne cam sparge boss-ul ăsta. Oricum ne-am upgradat astea la maxim, adică oamenii se spawnează relativ repede. Deci ei nu se pot duce direct la un quest, ei trebuie să completeze toate questurile pe rând. Cam asta e joculețul. Și l-au bătut. Ah! Hai că ăștia îl bat acum. Și avem level 3. You did it. I knew you could. This boss was holding a key that will unlock the next island. But first things first. You may have noticed a chest was dropped. Ok. Head over to the vault and we'll open it. Ok. Am luat un chest. Și acum, următoarea zonă de deblocat. The key to Emerald Island. Și noi trebuie să ne alegem. A, nu ne alegem. A, ok. Ne-a deblocat Explorer, Good Adventure și Fighter. Ok, am înțeles. Și acum avem un vault. Aici deschidem cufărul. 10.000 bănuți. O carte. Explorer Ok. Adventure stat. Don't forget to equip your cards. Interesant. There you go, your first card. We will need to equip it. Ok, ne ducem să echipăm cartea. Drag the slot. Aha, ok. Interesant, și cărțile astea ne dau niște statusuri. Now let me introduce you to the next island. Ooh, deci noi am fost la insula 1, hai să mergem la insula 2. Travel. Now we're talking. You know how quests work, but this time you'll have to equip your own guild halls. Oh, ia să vedem. You can pick any of your available guildhalls into an open city slot to build a st Ok. Ne arată explorer-ul. Și punem aici. And now that you can also upgrade the slot spawn time and maximum capacity. Ok. Am înțeles.
That's pretty much all I have to teach you now. Okay, building. Ok. Am înțeles. Păi ne trebuie și un explorer. Ok. Deci avem un explorer și un fighter. Am înțeles. Și ei vor începe ușor, ușor să facă bani. Hai să alegem primul quest. N-aș vrea să fie ceva cu bătaie. Aș vrea să fie, uite, ăsta. Bun. Și vedeți că ei se spawnează destul de greu acum. Deci trebuie să-i upgradăm. Spawn time. Să se spawneze oarecum mai repede. Așa, spawn time. Spawn time, mă rog. E grele engleza. Se duce tipul ăsta și completează primul quest. Ok, deci aici va fi puțin mai greu. Va dura ceva mai mult până facem destui bani să începem treaba. Am înțeles, am înțeles. Dar ce se întâmplă aici? Deci după ce se umple bara, avem 1 din 3. Deci 3 oameni pot fi spawnați maxim deodată? Am înțeles. Păi mă cam interesează treaba asta, să se spawneze mai repede. Probabil alea sunt secundele cât durează să se spawneze un om, cred. Deci asta ne dă mai multă experiență. Mai multă viață? Nu știu ce înseamnă asta. Hai să facem așa. Primele două le facem fără să se bată ăștia și după aia upgradăm pe parcurs. Și putem să mai punem și aici ceva. A, uite că ne arată secundele, deci în 12 secunde se spawnează. Și aici în 40. Am înțeles, am înțeles. Ok, ok, ok. Deci ei completează două misiuni acum. Băi, asta va dura ceva, hai să salvăm. Dar este interesant joculețul. Acum, într-adevăr, va dura ceva. Cum să facem noi să ne mișcăm mai repede? Ăștia se spawnează oarecum repejor. Și completează ambele quest-uri. Ok. Acum, dacă investim bani în quest-ul acesta, ne va da înapoi... Mamă, de 50 de ori îl poți upgrada? Ne va da mai mulți bani. Ok, interesant. Păi și ne dă cu 5? Oh, ok. Deci ne va da mai mulți bani quest-ul acesta. Ah, și cu cât sunt mai mulți spawnați deodată, cu atât completează quest-ul mai repede. Uitați-vă cât de repede l-au completat. Am înțeles, am înțeles. Trebuie să upgradăm și aici. 529. Da, dar abia facem bani. Cam aia e faza. Am numit un chest. Hai să vedem ce se află în interior. Trebuie niște bani. Level 10. 10th quest goldor 10. Thirth, așa, 500.000, 40.000 XP. O, am primit mult. Don't forget to equip your cards? What the fuck? Voi vedeți câți bani avem? Cred că e glumă. Equip. Ok. Quests. Avem multe questuri pe aici. Avem mulți bani. Voiam să vă arăt că am reușit să upgradez ăsta la maxim. Adică se spawnează 12 și se spawnează la fiecare 2 secunde. Și am așteptat destul de mult ca să upgradez tot. Dar acum că avem mulți bani, încercam să upgradez și asta. Dar acum că avem mulți bani, putem să facem așa. La fiecare 2 secunde, da? Dar trebuie să-i mai mărim. 12. Acum se vor spawna foarte repede. Ia uitați, 2 secunde. N-ai nevoie de o secundă, 2 secunde sunt destule. Și acum vor face tot felul de questuri. Hai să upgradăm și ăsta aici. Îl facem de 10. Următorul? La level 15, cică. Ok. Și pe ăsta ar trebui să-l mărim. Level 16. Facem aici 16. Acum mereu te întreabă dacă vrei să fie un ăsta în care trebuie să se bată luptătorii tăi sau doar să stea, știi? Dar văd că ăsta îți dă mai mulți bani în care doar stau. Interesant. Dar ăsta îți dă mai mult XP. E ok dacă stau ăștia degeaba. Hai să facem 15. Ia primul ăsta cât costă? 200. Îl putem upgrada destul de mult. La maxim chiar.
Ok, și al doilea. Ne dă mai mulți bani și statusuri. După aia ăsta e deja destul de mult upgradat. 37. Ăsta de aici. Deja încep să devină foarte scumpe. Câte 1000 era asta. Ok. Pe care are nevoie de level 20? 20. Oh, care? You must have a quest 9 at level 10. What? Stai. Ah, continua aici. La level 25. Și ne trimite la primul boss. Sunteți pregătiți? Ok, asta trebuie să fie neapărat cu bătaie. Hai să-l luăm pe ăsta și să-l upgradăm. Îl upgradăm destul de mult. Și boss-ul, mamă, la level... What? You must have quest 4 at level 30. You must have quest 2 at level 50. Ăsta la level 50 ca să ne deblocheze boss-ul. 3 și ăsta la level 30. Și acum boss-ul ar trebui să fie deblocat. Ia să-l vedem. 2000 ne dă. 4 ore? What? Se spawnează odată la 4 ore? Cum naiba vine asta? Ok. A, ne-au murit oamenii. Ne-au murit omuleții. Să vedem dacă se descurcă cu boss-ul. Cred că îi sparge. Îi distruge în două boss-ulică. Oh, God. E destul de mare harta. Totuși. Și oamenii noștri nici nu fac față. Hai să upgradăm astea la maxim. Acum, aici... Upgradez degeaba, pentru că nu avem pe cine să punem. Nu mai avem oameni. Vedeți? Nu putem să punem nimic în gaură asta. Din păcate. Ok. Ia că se bat ăștia aici. Faza e că ei se bat aici și deja pierd viață. Și când vin să se bată cu bosulică, nu mai apucă. Ia asta. Trebuie să ai level... Ok. Stai, ce a zis? Ia că vreau să mă mai uit o dată. Deci ăsta de aici. You must have quest 9 at level 10. La level 25. Oh. Și putem să continuăm aici. Interesant. Dar avem foarte mulți bani. Păi și după asta ce urmează? A, e plusul acesta. Ăsta mă interesează. Deja suntem rip cu banii. Dar cred că vom încheia noi episodul aici. Nu cred că... Sau să terminăm insula aceasta în episod... Nu cred că reușim, totuși. Deci vom încheia episodul aici. Vreau să spuneți în comentarii ce părere aveți despre acest joculeț. Mie, în personal, îmi place destul de tare. Adică chiar m-a captivat, vreau să mă joc mai mult. Deci mă voi mai juca off-camera, cu siguranță. Mie, în general, îmi plac jocurile acestea clicare. Au bătut boss-ul. Ne-a salvat automat. Ne-a dat un chest, cred. Ne-a deblocat următoarea zonă? Asta e tare! Și avem și magician acum. Și cum mă duc la următoarea zonă? Te duci pe map. Oamenii noștri încă continuă de aici? Deci noi facem bani și de pe urma lor? Că nu înțeleg. Suntem la zona 3. Cât de tare. Și noi facem bani de pe urma celor din spate. Asta e chiar șmecher. Ok, ok. Interesant, cred că o să mai continui cu insula asta și după aia trecem la următoarea. Bun, voi că episodul aici, sper că v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!